Ce pătine asta, mă, ce? A făcut scurt circuit aspiratorul. Lasă așa, mă. Tudorică, eu nu pot să mai rezist. Bă, să nu mai înțeleg. Bă, între noi, că suntem bărbați. Da. Fii atent aici. M-am certat cu nevastă. Mă rog, nu era ideea. A plecat, nu? Da. Rău a făcut. Rău a făcut. Putea să plece acum câțiva, să mă lasă. Bine, bă, dacă a plecat ea, nu. Citul locul ei, a început cu of, bă, de lăsați. Și chiar, n-ai de gând să te mai împaci cu ea? Nu. Nu. Găsesc eu altele. Alta? Unde? Unde? La consignații. La liber, la negru, la... Ia una mai veche, mă. Una mai veche. Da, și nu o să fii și tu vechi sau tu ești nemuritor? Vinul vechi e bun, vechi? Asta... Ce găsă, mă. Mă, ascultă-mă, da. Dă drumul la radio, ascultăm și noi ceva ca să mai de bine dispunem, hai. În continuarea emisiunii, ora gospodinelor, cu rubrica Rețeta noastră. Mă, a picat la timp, bambina. Nu mai merge să mâncăm la autoservire. Ia. Pentru masa de revelion, maestru bucătar Gică Ionescu vă va învăța cum se prepară un gustos șnițel pane. Șnițel pane, mâncarea mea preferată. Șulim urechi. Da, ia. Pentru prepararea șnițelului se recomandă 1. Carne de porc sau de vițel. Avem de porc. E bună. E bună. 2. Ouă. 3. Făină. 4. Pesmet. Avem toate numele. Avem toate numele, da. Se toarnă ulei în tigaie și se aprinde aragazul. Perfect. Tu torni ulei, eu aprind aragazul, că sunt mai deștept ca tine. Hai. Să aducem numele. Hai să aducem numele. Tăvăliți carnea prin făină, ouă și pesmet. Puneți-o apoi în uleiul încins. Când crusta de pesmet s-a rumenit, șnițelul este gata și îl puteți servi la masă cu diverse garnituri. Vă dorim poftă bună și la mulți ani! Emisiunea Ora Gospodinelor a luat sfârșit. Transmitem în continuare gimnastica zilei. Dacă sunteți gata, începem. Suntem gata! Drept! Păi, să vezi ce șnițel e. Ah, e șnițel modern. Șnițel modern. Corpul nemișcat. 1, 2, 3, 4. Cum adică 1, 2, 3, 4? Adică, numele, ouăle, pesmetul, carnea. Uleiul, carnea. Aha, înțeleg, da. Capul sus și călcâile lipite. Cum călcâile lipite? Adică lipite, cu prenadej, cu ceva. Așa. Desfaceți burcul picioarelor și trageți burta. O burtă de unde să tragă? Da, mă, adică să nu ne murdărim de ulei, să-ți tragem burta. La stânga. La stânga. Da. Trageți aer în piept. Acum respirați cu putere. Mâinile sus. Lăsați mâinile în jos cu putere lipite de corp. Imediat. Bagă ouăle, da. Încă o respirație și umplem strada cu făină. Da, hai, mâinile sus. Mâinile sus. Da. Lăsați mâinile în jos cu putere lipite de corp. Sa. Acum. Bodicea, s-a făcut jumăr, mă. Aplecați-vă cu palmele pe podea. Hai. Eu, auzi, n-ar fi mai bine dacă am preparat niște mezeluri? Nu, mă, eu vreau nici să mă arte plăcerea mea. Bun. Ridicați-vă privirea înainte și mâinile după ceapă. Păi și cu mușchiul ce facem? Lăsați mușchii lejeri.
Trebuie lăsat pe tavă, mă. Asta, lăsăm mușchiul lejer pe tavă. Sigur că da. Lăsați totul ușor cu cremă Nivea. Cu cremă? Cum cu cremă Nivea? Dar cu ulei de dovleac nu merge? Cu ulei de dovleac. Nu, cremă Nivea. A tras cu urechea asta. Bun. Și mai departe? Acum ocoliți camera în pas alergător. Hai. Un, doi, un, doi. Ce știi un, să doi. Da, un, doi, un, doi, un, doi, un, doi, un, doi, un, doi, un, doi. Atențiune! Atențiune! Stați! Stați! Încă două ture, lasă-te și terminăm. Ia uite, neică, câte trebuie să facem pentru un amărât de șnițel. Aceasta gimnastica zilei s-a terminat. La revedere și la mulți ani. Ce? Gimnastica, băi! Gimnastica, pane!